cel mai bun lucru pe care l-aș fi putut face ar fi fost să descăpăcesc din mierea aceasta multă, din coroane, în stânga și în dreapta puietului, dar nu am timp pentru asta acum, nu pot umbla în cuiburi, așa încât am pus peste cuiburi leațuri de lemn pentru sprijin, să-mi țină borcanul puțin departe, puțin mai depărtat de rame, să aibă albinele acces. Am pus borcanul pe jumătate plin cu sirop deocamdată, în folie este gaură. Acolo. La început curge puțin sirop, dar se face vid imediat, așa încât el nu curge din borcan, doar albinele vin și ling de acolo, nici nu-mi intră în folie. Cuibul este etanșat, doar este un efect de stimulare lent și de lungă durată. E cel mai rapid lucru pe care îl pot face acum. Iar deasupra vine un corp. Nu pot cu o singură mână, trebuie două mâini. Ați înțeles voi. Acesta este un corp gol pe care îl pun deasupra ca să-mi îmbrace borcanul și apoi să pot pune podișorul și împachetajul la loc și capacul. Și asta trebuie să fac rapid, în cât mai mulți stupi în seara asta. Salutare, prieteni! Mergem astăzi iarăși la albinuțe, după foarte mult timp. Nu am mai fost acolo de foarte, foarte multă vreme. Ar trebui să mă uit în telefon să văd când am făcut ultimele fotografii, ca să-mi pot aminti când am fost ultima dată. Și o să oprim pe drum să vedem o cultură de rapiță, să vedem cum se prezintă la vremea aceasta. Mâine, poi mâine e aprilie. Și de asemenea, odată ajuns la solacolul, locul unde este stupina, o să ne uităm puțin să vedem cum se prezintă stupii. Stup pe care mărturisesc că nu i-am mai atins din luna august. În august am luat caturile de pe ei la floarea soarelui, cuiburile nu le-am controlat, doar i-am împachetat de iernaci, așa au rămas de atunci până acum. Și sunt și eu curios să văd cum se prezintă. Nu au primit tratamente, nu au primit hrană. Sunt curios și eu să văd cum se prezintă după această iarnă complet necontrolați, complet neîngrijiți. Sper să mai am ce filma acolo. Bine, până atunci ne facem loc prin oraș, este foarte aglomerat. Sper să ajung în timp util și să mai prind un pic de lumină. Temperatura este ok, sunt 23 de grade. Sper să fie și acolo 20 de grade, totuși. Bate puțin vântul și nu este soare, dar se anunță ploi în perioada următoare, așa încât am zis să profit de schimbarea orei. Termin mai devreme acum programul la serviciu. Închid la 5, dar este ca și cum ar fi fost 4 la ora veche. Deci mă avantajează ora asta, pot să mai fug până la țară. Sper să fac mai puțin de o oră până acolo și să mai am încă lumină pentru intervenții de strictă necesitate. Dacă o să am timp și lumină și dacă o să am și stupi în care să pot umbla, am să încerc să pun perfuziile mele, cum spun eu, borcane cu sirop, cu capacul înțepat. O pioneză cu un cui care fac vid apoi și de acolo albinele iau în cantități mici, atât cât să se stimuleze sirop. Bine, să vedem cum o să fie traficul și la ce oră reușesc să ajung și să opresc și la o cultură de rapiță pe drum. Sper să am ce vedea, sper să găsesc o cultură mai frumoasă între ele, pentru că apicultorii îmi spun că e jale cu rapița, era și de așteptat, nu a plouat deloc, nu au fost precipitații și se poate ca rapița să fie întârziată sau culturile destul de urâte. Să vedem ce găsim și pe drum și la solacul când ajungem. Natura inspiră pe oameni. Uitați acolo un cuplu care face poze unui copac înflorit. Vedeți ce înseamnă primăvara. Fac poze și apoi își arată unul altuia. Asta înseamnă natura, primăvara cu frumusețea ei.
cu explozia de culoare și parfum. Trebuie să vă spun că am simțit mirosul pomilor cu geamurile închise din mașină în București. Deci e de bine, nu poate mirosi altceva decât nectarul. Și acum ieșim din oraș, intrăm pe autostradă, pe autostrada Soarelui, pe A2. Stau destul de prost cu timpul, sunt 40 de minute de când am plecat. Deci nu știu cum reușesc eu să mai fac 50 de minute așa cum speram. Nu o să reușesc, pe autostradă o să fac un sfert de oră până acasă, până la țară. Dar asta este, sper să fiu oricum sub o oră. Așa cum zic apicultorii bătrâni, stopina trebuie să fie la o oră distanță de casă. Indiferent că parcurgi distanța cu mașina, cu bicicleta, cu trenul, pe jos, nu contează. N-are importanță distanța, important este timpul, stupina să fie la o oră de casă. Sper să mă încadrez în acest timp. Da, am făcut 44 de minute. Mai am puțin și ies de pe autostradă. Linie dreaptă și apoi ieșim. Se vede indicatorul de fundulea. Dar 40 de minute a fost prin oraș. Iar pe drumul lateral mai mult de câteva minute n-ar trebui să fac. Vai, ce trafic a început să fie și pe drumul ăsta care face legătura între autostradă și Nana de când s-a asfaltat. Vai, ce trafic în ambele sensuri. Doream să vă spun că Rapița, prieteni, nu este chiar atât de urâtă cum speriaseră clienții la magazin, alți apicultori. N-am mai oprit să filmez aproape de ea, dar am văzut ce-i drept o singură solă destul de aproape. Nu era chiar la șosea, era un pic îndepărtată. Dar mi-a plăcut cum arăta, adică Rapița avea un aspect compact, uniform, verde, verde-negru. Deci Rapița nu e chiar atât de rea, de urâtă, nu este compromis așa cum așteptam. Rapița chiar are potențial, să știți. Deci pentru Rapiță nu e timpul trecut, sunt convins că se vor găsi sole foarte, foarte frumoase. Sunt convins, am toată convingerea. O să vedeți că natura este foarte puternică și la un moment dat, nu peste mult timp, vom vedea covoare galbene, compacte, uniforme.
din ceea ce ne credeam că nu va ieși datorită secetei. Da, așa cum intrăm în sat, până la urmă, da, 54 de minute. 54 de minute, tot e bine, tot stăm bine, suntem sub o oră. Am zis că vă arăt și de bine și de rău. Deci sunt poteci făcute prin curte de câini, într-o parte în alta, câinii satului. Au trecut pe sub garduri. Aici la stradă au săpat pe sub gard. Ia uzi. Deci satul e plin de câini. Și au făcut poteci. Trecând dintr-o parte în alta. Altfel, oamenii sunt prezenți în curți vecinii, lăsând la o parte dezastru din curtea mea. A bătut vântul, mă rog, a trecut o iarnă peste curtea asta. Deci, mă mir că mai sunt stupi în picioare și corpurile puse la rezervă. Acolo în spate niște vecini lucrează, văd că au săpat pământul. E săpat, începe să fie îngrijită curtea, anul trecut era abandonată. Aici văd că vecinii ceilalți au montat niște leagăne, deci fac și amenajări în curte. Eu am tăiat anul trecut în toamnă evodia, m-au rugat ei. Aici sunt niște proprietari noi și m-au rugat să tai evodia. Mă rog, i-am mai suflecat un pic. Da, în rest pe jos numai frunze, nuci, crengi. Mă rog, o să mă schimb și o să intru rapid în stupi. Să văd ce se întâmplă. Uite, au rost polistirenul câinii. Au rost și polistirenul. Dar ce să intru în stupi? Eu ar trebui mai întâi să iau cu grebla, calc pe lemnele astea, îmi troznesc sub picioare. Lemnele și nucile și frunzele. Mă rog, acum în seara asta nu o să fac nimic decât mă schimb și intru în stupi rapid, să iau un prim contact, să văd ce mai este prin ei. Ce a mai rămas în viață. Ia uite pe corpurile de la rezervă ce au fost ciori în copac. Oricum e și târziu, acum e destul de rece, e întunecat, nu este soare, nu e nicio albină afară. Sper să fie măcar în stupi. Odată în curtea asta au fost 140 de familii. În curtea asta, în vremurile mele bune, au fost 140 de familii de albine. Pentru asta am și pus evodia pe laturi și sofora la stradă ca să înalț culoarul de zbor. Pentru că nu era nimic aici la gardul ăsta și zburau. Bine, acum sunt trunchiurile astea golașe. Dar nu era nici casa asta construită, era doar gardul, nu erau nici copacii. Și albinele mele făceau culoar de zbor peste gardul scund de 2 metri către vreo rapiță din partea cealaltă a satului și zburau peste șosea și peste curtea omului. Și atunci de asta am pus evodia și pe fiecare latură am pus copaci ca să înalț culoarul de zbor. Și stupii erau dispuși circular în jurul curții și se forma ca un fel de turbion de albină pe mijloc, așa încât ele se înălțau în zbor, nu zburau unele pe deasupra altora. Se înălța un zbor, era un fuior de albină care se înălța pe deasupra copacilor și nu deranjam vecinii, le asiguram apă mereu, n-am avut probleme. Că mai erau roiuri prin sat, mă chemau și mai luam roiurile sau le spuneam cum să facă. Mulți au devenit apicultori după ce am venit eu aici în sat. Pentru că zona era relativ bună, a fost foarte bună până acum, poate 5, 6, 7 ani, 8 ani în urmă, a fost o zonă bună. Acum de când cu chimicalele, cu chimizarea asta excesivă, suntem foarte aproape de fundulea, avem exact reversul și mie și celorlalți. Le-au murit foarte multe familii de-a lungul timpului, nu imediat, dar progresiv de-a lungul timpului, s-au tot pierdut familii de albine aici în zona asta. Urmarea chimicalelor, în primul rând, să știți, ăsta e principalul motiv. Ăsta este primul stup pe care l-am deschis.
Nu am la mine suportul de telefon și nu am putut filma cum îl deschid, cum, mă rog, îl filmez direct deschis cu mâinile libere. Stupii aceștia nu au fost extrași jos. Deci eu, anul trecut, în august, doar am luat caturile la Floarea Soarelui și jos nu am umblat deloc în niciunul. Nu am început chiar cu primul, ăsta are un corp pe el, celălalt a iernat cu catul pe el. Deci n-am putut să iau catul. M-ar fi întârziat foarte mult. Era atât de mult albine și atât de plin la momentul acela încât n-am putut să iau catul și am zis hai să-l las așa să nu mai umblu în el. M-ar fi întârziat, făceam 2-3 stupi în timpul în care l-aș făcut pe acela. Deci am sărit peste el, am început dintr-o parte, dar nu cu primul. Prin urmare, ăsta este primul pe care îl deschid. Văd că are ceva albină. Deci stup neatins din luna august. Pare să fie în regulă, sigur are puiet, matcă prezentă, este liniștit. M-am bazat pe o iernare în regulă pentru faptul că nu am extras de jos deloc. Deci stupii ăștia de la dimensionarea de anul trecut din primăvară când am pus caturile pe ei, apoi jos n-am mai umblat. Și nici nu am făcut extracții în timpul sezonului, am făcut o singură extracție la final de an, aceea din august de care vă spuneam. Și eram convins că jos în cuiburi au miere. Așa încât n-am mai deranjat, n-am mai umblat, extracție nu am făcut, doar am luat caturile și am pus podișoare și salteluțe pe ei și așa au iernat. Spre rușinea mea n-am făcut nici tratamente, dar au avut anul trecut în primăvară făcute tratamentele. Deci asta pare să fie în regulă, e un stup care mă mulțumește. Și uite, am albină și aici. Nu se vede bine. Da, am albină până pe rama a 7-a, a 8-a. Deși cuibul este centrat aici pe partea dreaptă, aici era și cal podișorul. Când am pus mâna pe podișor, zice, Doamne... Da, deci partea asta era caldă. Nu umblu în el. O să trec repede. Data viitoare va trebui să vin încă mai devreme, mai repede, nu știu cum să fac. Azi am pierdut un pic de timp, am și fost în sat, am vorbit cu un băiat care se va ocupa de curte. Să îngrijească dezastrul ăsta, să strângă în greblă frunzele, crengile, să tundă cu mașina de iarbă ce se poate tunde, să-mi țină curtea la nivelul, la firul ierbii, de jur împrejur. Și mi-a luat ceva timp și discuția cu el, deci nu o să fac prea mult în seara asta, deja este târziu, doar un scurt control. Hai să trecem la următorul. Deci aici, așa cum se vede, pare să fie în regulă. E destul de mult albină, e liniștit, miere este, pare să fie în regulă. Cel mai bun lucru pe care l-aș fi putut face ar fi fost să descăpăcesc din mierea aceasta multă, din coroane, în stânga și în dreapta puietului, dar nu am timp pentru asta, acum nu pot umbla în cuiburi, așa încât am pus peste cuiburi leațuri de lemn pentru sprijin, să-mi țină borcanul puțin departe, puțin mai depărtat de rame, să aibă albinele acces. Am pus borcanul pe jumătate plin cu sirop deocamdată. În folie este gaură. Acolo. La început curge puțin sirop, dar se face vid imediat, așa încât el nu curge din borcan. Doar albinele vin și ling de acolo. Nici nu-mi intră în folie. Cuibul este etanșat. Doar este un efect de stimulare lent și de lungă durată. E cel mai rapid lucru pe care îl pot face acum. Iar deasupra vine un corp. Nu pot cu o singură mână, îmi trebuie două mâini. Ați înțeles voi. Acesta este un corp gol pe care îl pun deasupra ca să-mi îmbrace borcanul și apoi să pot pune podișorul și împachetajul la loc și capacul. Și asta trebuie să fac rapid, în cât mai mulți stupi în seara asta. Ăsta este un alt stup. De asemenea, așa a iernat. Deci vă rog să mă credeți, vă jur. De fapt, nu trebuie să jur. Mă credeți pe cuvânt cei care mă cunoașteți. Stupii ăștia așa au iernat toți. Inclusiv ăsta. Da? Deci nu știu ce a fost în capul meu să-i pun folie peste cuib. A iernat cu folie și cu... Deci nu l-am atins din august. De când i-am luat catul. Probabil că n-am avut podișor. I-am pus un podișor înalt. Un podișor înalt. Sau n-am putut din cauza fagurilor. Da, Dumnezeule, el avea faguri.
Da. Nici în ăsta, nici în ăsta, ca și în primul stup care are catul pe el, nu am umblat, pentru că n-am putut. M-ar fi întârziat foarte mult. Ar fi trebuit să-i tai fagurii ăștia crescuți pe leațuri. Deci n-am ce să caut, o să-i schimb doar folia și pun un borcan cu sirop. Deci nu pot să umblu în ăsta acum la ora asta, că mă mănâncă. Deci uitați-vă prin folie cum se prezintă stupul ăsta. Deci o să-i dau un pic de fum, un piculeț de fum. Și apoi înlocuiesc folia asta întreagă cu o folie, cum le-am eu pe astea decupate deja. Deci sunt foliile decupate pentru borcan. Și cum îl văd, pe partea asta are cuibul aici, unde i-a plăcut să crească pe fagurii ăștia. Noroc am avut leațurile de lemn puse și a crescut fagurii. Aici nu are rame, ați văzut, da? Aici nu are rame. A crescut în vara anului trecut niște faguri pe lemnele astea. Noroc a avut lemne, că altfel mi-ar fi crescut, cine știe cum, mi-era greu să umblu așa. Cu lemnele astea m-a ajut puțin ca să desfințez fagurii. Sau practic o să las așa, îi dau direct cat când o să fie. Nu mai umblu jos, pentru că mă complic foarte mult umblând jos. Deci nu o să fac altceva decât să-i schimb folia asta întreagă cu o folie cu gaură. Da, și o să-i pun gaura aici, pe partea dreaptă. Aici, pe direcția asta, deja lemnele le am. Și direct borcanul cu găurica. Și încă un corc gol și podișor, salteluță și capac.